Sezonul cu numărul 9 al Ligii Prieteniei a luat startul în mod festiv, joi 3 iunie, cu majorete, cu prezentarea echipelor participante la competiție, cu un meci demonstrativ și mai ales cu poftă de fotbal. Pe lângă membrii celor 12 echipe înscrise în competiție, la eveniment au fost prezenți și reprezentanții ai autorităților locale, primarul Adrian Anghelescu și administratorul public al municipiului Ionel Muscalu. Lovitura de începere a primului meci al competiției Liga Prieteniei a fost dată de legenda fotbalului giurgiuvean Narcis Coman. Se pare că Liga Prieteniei a devenit o tradiție aici la Giurgiu. Echipele vin în continuare, se înscriu în acest campionat. Se pare că fotbalul, știm cu toții, este fotbalul, este sportul rege, motiv pentru care am avut de fiecare dată doritori să vină la mișcare, ținând cont și de pauza generată de pandemia COVID. După cum vedeți, avem 12 echipe înscrise la start. Competiția se va desfășura stil campionat, meciuri tur-retur, ceea ce înseamnă că vom avea un campionat de lungă durată, vom termina undeva la jumătatea lunii decembrie.